Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu minunățile astea de mașini. După cum știți, s-au lansat în update-ul de astăzi și deși le-am tunat pe episodul special de astăzi pe care l-am lansat, nu am făcut o grămadă din testele pe care știți că le facem noi de obicei când se lansează o mașină nouă, așa că astăzi vom face teste cu mașinile noi, să vedem cum se descurcă și bineînțeles vreau să facem și cu X80 împotriva la asta, să vedem, da? Oricum, înainte să pornim, vrem să vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ați făcut la episodul anterior, s-au strâns enorm de multe like-uri și vă mulțumim din suflet pentru asta. Cu siguranță ne dorim să facem seria asta cât mai lungă și... De ce nu? Dacă vă place atât de tare, cu siguranță vom continua să facem episoade chiar zilnice. Bun. Mergem pe aeroport, da? Da. Pornim de aici, de la țară, pentru că vreau un pic să ne uităm la performanța mașinii și cam cât de tare se duce ea. Dacă e să o luăm la cât de scumpă e, ar trebui să fie destul de rapidă, da. Acum, eu cred că mașina asta mai degrabă are un fel de top speed mai bun decât are accelerația. Pentru că la startul de pe loc nu pornește chiar atât de repede pe cât altele. Dar, uite, la top speed se duce. Da, e și mai vicâță mașina, dar tot se duce, tunată. Asta înseamnă foarte mult cu un Lamborghini Diablo, poate? Cam așa. Uite cât de frumos se ridică. Dați pe H, ca să vedeți cum se dau farurile mișto în față. Ah, stai, că uite ce s-a pus. Gata. Ce drăguț. Uite ce frumoasă e, frate, nu știu, îmi place foarte mult mașina. Asta e Infernusul clasic, deci e varianta mai vechiuță puțin a Infernusului. Ce ai făcut? Sălit. S-a rostogolit, a căzut pe capotă, face drift. Am vrut să fac și un test de săritură, corect? Corect. Ai vrut să vezi dacă pică pe ruțe? Bă, să știi că e destul de stabilă mașina asta, adică n-am avut probleme cu ea. Din punct de vedere a stabilității, da, e bună, dar... Cum se comportă ea în comparație cu celelalte? Parcă îi patinează puțin în fundul, în viraj mașină. Nu ca la aia la altă decapotabilă. Și mie mi se pare. Aia nu. Aia decapotabilă, frate, mergi cu ea, ai sărit peste un hop, gata, să învârte. Te-ai învârtit de spate, da. Așa e mai bine. E bună și mai ales dacă de ieftină e ce mai vrei. Dar zic că e destul de alunecoasă, așa. Așa, bun. Noi vom merge acum pe aeroport și știi ce? Eu trebuie să merg la garaj mai întâi, pentru că eu îmi voi lua X80, nu X80, doamne, îmi voi lua, hai cu eu pe aia decapotabilă. Mihai, ai pe aia la altă? GP1. Se pare că și la viraj asta e bună, parcă se ține bine, eram full speed și lua curba. Da, se ține de decent și la viraj, la viteză mare. Dar pleacă de spate, uite, m-am învârtit. Da, și eu am pățit să mă învârt. Am tras tare de viraj și s-a învârtit. Am sărit peste un hop, gata, alunecat, dar gen, după ce alunești, nu mai poți să o scoți din alunecarea aia. Nu. Se oprește, full stop și pe aia iarăși, puțin așa am pus eu acum. Uite-l. Ia uite cum s-a dus. Vreau să încerc ceva. Bă, cu siguranță nu e mașină de drift, nu cred. Poate dacă ninge sau plouă. Mă, ce știu ar fi să ningă acum, ce caz nu. Da, uite acum vara să ningă, cum ar fi. Da. Ce, da, de ce nu? Adică... Până la urmă, uite, în Forza poți să joci zona cu nisoare cum vrei tu. Și în Tom Clancy poți să ieși la munte. Da, să zici, bă, vreau să mă duc la munte, să fie iarnă, să fie... Te distrezi. Să nu-i forțeze pe toți playerii să joace neapărat pe zăpadă. Știu, să fie doar o zonă cu zăpadă, poate, sau... Da, zic și eu. Măcar să fie un game mode în care să ai zăpadă. Oh, băi, îți cred că mi-a blocat mașina, am sărit cu ea pe rampă, ba, nu? Nu. Bun, am ajuns la apartament, dar nu știu încă dacă... Aici e mașina mea aia decapotabilă, o să vedem imediat. Dacă nu, o să-mi o sun. Ah, ba da, e aici, perfect. Hai că o distrug pe asta și-mi chem eu. I-am greșit garajul, cine să crezi. Îl lăsă aici la 3, am intrat la 2. Am pățit data trecută, e o chestie asta, nu-i bai. E enervant că trebuie să ies și să intru, că nu poți să schimbi mașina din garajul 2 în 3. O simt mult mai... agilă parcă pe asta decapotabilă față de asta nouă. Da. E și mai ușoară. E mult mai ușoară. E și mai ușoară, ce-i drept. Când mergem la aeroport acum. Așa, și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place GTA Online și vă mai doriți episoade zilnice și în fiecare seară, bineînțeles. Bun. A, mi-am distrus ăsta și sunt la ăștia. Te-ai distrus mașina? I-am zis că am blocat-o ca să-mi chem din nou, mi-am distrus-o.
Păi ai zis mi-am blocat-o sau nu? Și după aia am crezut s-a mișcat un pic și după aia... A. Ai crezut că ai deblocat-o, a? Am zis, crezut că am deblocat-o și după aia nu. E bine de voi, că voi aveți acoperiș, eu n-am. Nu mă plouă. Începe ploaia. Începe ploaia? Păi da, așa e frumos, când îți iei decapotabilă să te direct în cap, să se pice apă. Dar, frate, tu observi că la mașina asta nu există nicio metodă să o faci întreaga, adică gen, nu e decapotabilă, așa e ea. Așa e, da, așa e concepută. Nu? Dumnezeu mi-a dus-o, frate, ești de bun la cap. Adică nu poți să-i pui acoperișul ca la altele. Așa da, e cred scop. Că ar arăta ciudat. A, știi că ce ar arăta cu un Koenigsegg dacă îi pune acoperiș? Cam no? Așa. Nu? Mm-hmm. Ar arăta interesant oarecum. Bun, hai că mergem imediat. Aoleu, am căzut în parcarea aia urâtă de jos. N-are nimic, mergem pe aici. Gepo. Mi-a alunecat mașina, frate, ești nebun. Să vezi cum aluneca asta. Asta vreau să zic și eu, cum e pisica pe dacă urcă pe scărca mea, e foarte jos, e lăsată la... Așa, și GP1 nu e la fel de jos, e crimă. Hai că a urcat până la urmă, e bine. Și mai și alunecă pe aici, bine, în drum drept nu o să fie probleme, deci testul de viteză va fi făcut ca la carte, dar... Dacă e să faci curbe... Nu. Bun, și acum o să sărim pe aici. Cine e lângă lol, pisica? Eu sunt. Opa, sus! Nu știu, voi ați observat că recent, din ce în ce mai multe teste de viteză le face pe timp de ploaie? Da. Da, așa se merește. Se curăță dacă e diferență de 2 secunde, gen, între ploaie și asfaltul, să ca știi. A, nu cred. Deci n-am într-un plou. Ești afară, gata, adică mai furtună. Test de viteză pe fulgere, spune-te. Până... Aici, zona asta de ce vreau să puneți. Așa, eu mă poziționez aici. Azi, că acum mașința aici nouă se poziționează acolo. Cum e cu acoperiș? E bine, nu? Foarte bine, e foarte bine. E bine, nu? Mm-hmm. E murdară, uite-te la ea. La mine plouă mașină. Max, o să fie o barcă. Până pornim. N-ai ce să zici, mașina asta nu arată super, super tare. Da, nu știu, uite, cel puțin mașina asta pe gold, mi se pare că arată demențial, deci mi-aș fi făcut-o și pe gold. Uite cât de șmechere e. Cred că și pe crom ar arăta. Ești de puțin farfurile. Ce... Interesant e asta cu porțile, că nu se deschid. Trebuie să sari, Te duci pe lateral în față, la poartă, și se deschide partea dacă vine în cealaltă parte. Și lași mașina pe cealaltă parte, păi te urci nici pleci. De ce-și face asta când poți să fac din prima? Da, eu sar direct pe acolo, nu-i mare greu. Stai, dă-te jos, stai, urcă-te înapoi. Și acum Mihai cu mașina cealaltă. Deci astea sunt cele 3 mașini care s-au lansat în update-ul cel nou, da? Ce mixtură ciudată. Sunteți pregătiți? Da. Asta e testul suprem al mașinilor noi, da? Asta și, e și ultima mașină, asta al pisica e și ultima mașină care trebuia lansată. Uh-huh. Uite-te la caracterul meu puțin, te uiți? Da. Dansezi. Ce ești? Uite. Nu știu că te știești pe față. Uite-te cum faci, uite. Dansează, there is pasme. Uite-le. Hei, hei. Dacă mă uit în first person, văd cum dansează, nu. No. Am primit muzica. Te-ți gata? Da. Da. 3 cu W, da? Da. 3, 2, 1 și... A mea ți-și nici un pic. E mai ușoară. Aoleu, uite-o pe Mihai ce se duce. Uuu, depăși! Bă! Te-a luat, da? Depășește, da. Deci o depășește. Deci cam asta e ordinea mașinuțelor. Asta pe care o am eu e cea mai ieftină. Exact după bani. Exact după bani. Aia altă pe care o are pisica e 900 de mii. Mihai, aia nu știu cât costă. 1.200.000, parcă. Deci exact după banii viteza, a? Da. Hai, ce ciudat. Ce interesant chestia. Bă, s-a oprit ploaia? Ploaia, da. Deci, ploaie. Ploaie, atâta poți. You want more? It's DLC. Stai acolo. Hai la linia asta. Sunt pregătiți? Da. Ce mai așa? W și S. Și pe aia dă-ți drumul la S. 3, 2, 1 și... A mea să știi ce mai rapid în fața voastră și pe aia voi mă depășiți. Uite că vă țineți unul lângă celălalt. Aaa, n-ai treabă, mă depășește. Ți-am zis că e mașina aia rustonul. Bă, mă aștept să nu, sincer. Dar dacă e să o iei la calcul, nu ți-ar conveni să dai 900 de mii și să nu dai 400 de mii.
te bat una de 400 de mii, corect? Da. Da. Un fel, adică zici, bă, stai puțin, de ce am dat 900 de mii pe ea? Că firma. Hai, pe gas, hai ce zici. Bun, și acum facem testul ăla cu W, cu W, doamne, cu space-ul. Accelerare la maxim. Și dat drumul la space pe aia. Da? Mm-hmm. 3, da. 2, 1 și... Aproape pe sincon cu Max, mă depășește cu vârf un pic și cum intru în a doua, îl depășesc. E cea mai lentă plecare la pisica, dar după aia uite cât de tare se face. Da, ia viteză. Vezi? Facem un trenuleț, slipstream toți. Poți să faci slipstream, frate. Mamă, aș vrea să pot să faci slipstream, frate. Îți dai seama ce stanțuri ai face? Ce viteză, frate, pe munte și asta. Mamă, ar fi super șmecher. Deci asta e ordinea mașinilor astea, da? Dar acum, mă întreb... Cum se comportă mașina nouă împotriva la X80, așa că ce voi face eu, mă voi duce să iau X80. Da, deci pregătiți-vă. Vă poziționați undeva, eu mă duc repede repejor. Salut! Așa small tap, știi? Atunci ce vii după mine, ți-am zis să te poziționezi la cursă. Te aștept aici cu porții deschise să nu se mai închidă. Da. Eu trebuie să distrug ăsta, o să vină poliția după mine. Îți țin ușa deschisă. Sunt și doi polițiști aici. O să vină că după mine a venit când am distrus-o. A, nu mai vine că a murit. Ok, scăpa, mai mic. Ai scăpat o treabă, da. Da. Contact, mecanic, hai să vedem X80-ul. Bă, X80-ul e cam testul suprem la orice, pentru că e mașina cea mai rapidă din joc. Da. X80. Dacă e să luăm așa după banii. Da, da. Așa e, 2.200.000 aproape. Foarte scumpă. Sau 700. X80 Destroyed. 2.700.000. X80-ul meu. Aia spune la Meriwether. Frate, cine mi-a dat sus X80-ul? Și eu nu se pac. What the fuck? Legendary. X80, da, 2.700.000. 2.700.000, frate, e nebunie curată să dai atâția bani pe mașină, dar e și rapidă. Bă, e mașina BMW, trebuie să costi bun. E. Și ce e mai surprinzător e faptul că mașina aia chiar există în viața reală, adică... E creepy. Da. Și e identică, la fel. Ok, hai, unde mi-o dai? Ok, mi-a dat unul de mine. Ce? E... Parcat. What? E Volatus și mai e Super Volito. Super... Super Volito. Și Super What? Volito Carbon. Ce ciudat se văd suspensiile în față, frate, la asta, gen, le vezi prin geam. Besra și Vesera. Tangent completed. Love. Da, ce așa l-am dat. Nu, că l-am făcut și acolo. Nu, nu, vreau să arăt asta. Vezi? Cu suspensiile. Dacă nu țin frânele. Vezi la mine în față, vezi suspensiile, da, uite-le. Le știu, le știu. Interesant. Interesant. Dacă le vedeai și în spate la fel așa frumos prin sticlă, era ceva fiță. Bun, hai să vedem în primul rând cât de lungă e în comparație cu astea ale voastre. Ești nebun? Du-te mă de aici. Uite, eu îmi pun botul la fel ca la vostru, da? Nu ai botul, unde am eu botul? Nu. Vârful mașinii, aproape, vârf. Aproximativ. Na. E mai lungă cu 40 de centimetri, să zicem. Ia să vedem. Cam așa ceva. Ce zrigătușă. Uite, gen, dacă ești din spate, vezi? Deci veniți în cați să vedeți ce diferență e, like, what? Și vă puneți în first person aici, o să vedeți foarte exact diferența dintre mărimea lor. Yeah. Da. Da, e comic, se vede așa, e scara măgarului. Bun, acum hai să vedem ce se întâmplă cu X80-ul contra mașina asta nouă, pentru că contra mașina aia altă știam. Da. Ești gata? Da. Da. 3, 2, cu dublu V doar. Da. 3, 2, 1 și... Măcar nu există competiție. Ia vezi. Acum mai rândul meu să fie ultima. Nu există competiție aici, nu există. Spatele tău. Ia, hai tu. Aceeași viteză. Accelerația, uite, uite, acum mă duc și mai tare decât tine, vezi? Da, te mergi cu puțin mai tare, cu 2 km acolo, sau 5, da, nu știu. Frână. Te-ai oprit bine. Mamă, super, bun. Hai, nu o să mai facem testele celelalte, că n-are rost, știi deja, dar totuși, X80 rămâne nebunia asta de viteză. Oricum, în funcție de banii pe care îi dați, cam mai e viteza pe care o să o primiți. Practic, asta am observat la GTA. Cel puțin din toate testele pe care le-am făcut până acum. Mam. Uite. Bă. Să
am dat în sus așa. Ia să încep și eu. Vezi că câteodată bubuie la faza asta. Ia, stai că pot să mai încerc o dată. Poți să bubui instant, știi? Restul? Poți să-i rupi roata aia de față, să știi. Ia să vedem. No. Ce țăpă e ăla, săracu? No, ce-a trecut o strepe acolo. A? Ok, stai că vin cu viteză mare, încerc să vin cu viteză mare. Săracu avion. Păi că vreau și să vin de la ăla, vreau să vin. Eu vreau să mă uit. În spate e o cisternă care e posibil să bubuie, apropo. Ce-a vin așa cu viteză. A, lui, s-a spart un avion. Ăla e alt Max. S-a luat the fuck? A făcut asta. Lol. Ce s-a întâmplat? A bubuit ambele. Uite, s-a rupt de față. Dar vreau să văd ce se întâmplă, nu mai intra, să nu-l bubui. Vreau să văd dacă pot, mai poate decola. Mi se pare că merge. Ia, intrați cu mine în avion. Ce? Lol, cât de ridicol se vede. Hai, veniți în coace, veniți în avionul ăsta. Dar nu cred că pot să virez, gen, trebuie să decolezi neapărat drept. M-am spart într-un truc. Din coadă poți să virezi. Iată că lovește aici, tragi sus. Stai în sus. BAM! Aia! Ia mă că era sub pământ, era băguit. Nu l-a apărut roata. Era what? That's not no, fair. Ok, asta a fost straniu, frate. What the fuck, s-a spunat roata acolo înapoi. Dar uite cum arată botul avionului, e ridicol. Văd. Știi că e un Pinocchio. Deci că e un rechin, dacă îi pui și dași niște dinți și faci un zâmbet, gen arată Caterinca. Ok, vom încerca să aterizăm pe o clădire. Da, deci sunteți pregătiți? Uite aia din dreapta. Poliția vine după noi, suntem niște criminali, pentru că am făcut niște teste de viteză, suntem foarte periculoși. Aveți grijă de oamenii ăștia care fac teste de viteză, că sunt... Periculoși? Sunt, rău de tot, cum să va, ce viteză face o mașină, doamne. Acum, hai să vedem unde reușim și noi să aterizăm, nu? Hai pe aici. You need more break. More break? Break you need more. Yeah. So close. A fost superb. Bucur. Frate, ar vrea știi ce să fac cu avionul? Să merg așa, gen, să merg pe o clădire drept, în jos. Se poate. Nu prea poți. Mai că poți să mergi full speed în jos și să atingi cu roțile, dar nu poți să mergi perfect drept, știi? Păi da, să atingi cu roțile, dar să mergi, ar fi interesant. Haideți cu mine și să vedem noi dacă putem să facem niște haos aici în mijlocul orașului, vreți? Fiți atenți. Aoleu. Hai. Era să fac X la ochi. Ia, nu fă X la ochi. N-am făcut X. Unde ne poziționăm? Face. Fii atent. Lol. Ce? Deci dacă dai X, dacă apeși X și ai... Da? Îl lasă pe jos așa, gen. Îl aruncă el de tine. Dacă ai ce? Dai click dreapta, să dai ceva pus la arunc și nu dai click, apeși X. Îl lasă pe jos, dai așa foarte scurit. De pe motor, mă refer. Pe motor, la de picioare nu merge. Trage poliția! Vezi, lasă pe jos în loc să-l arunc. Poliția asta se super pe noi. Știți? Am o idee, veniți repede. Unde? Vreți să-l și pe? Da, ia-mă. Eu aproape mor. Am un motor ascuns pe aici, poate ajung la el. Zic că-mi pui și mie niște... Nu înțeleg ce zici, Max. Pui punctul pe hartă. Să spun punctul pe hartă unde? Pun eu. Pui-l tu. Aș prea, dar na. N-aud. Nu înțeleg ce zici. Da, face pizza iară. Hoio! Lolo. Mamă, dar ne poate cu ăștia roadblock-uri de-astea, doamne.
Oamenii chiar încearcă. Ia uite ce-i în față. Mamă, soat și toată lumea. Mi-a spart atât de spate, nu pot să cred. Mi-a spart atât de spate la motor. Lași jos direct. Ce pat. S-arm ca o ciucă. De la mine, what the fuck? Uite cum mă țin. De ce te ții așa? Hai, dă-te jos. Lol. Dă-te jos. Eu zic că dă-te jos. Hai sus de aici. Hai repede că vine garda. Mamă, câtă poliție ești, nebun. Nu mă omor. Vine garda, repede. Aolea, a murit Mihai, vină Mihai aici. Aveam un motor cu rata spartă care încerca să ajung cu el la trinc și mai aveam așa puțin. Aproape la mine. Mi-am găsit motorul. Frumos? Credeți că se orice la noi, polițiștii ăștia? Da, de ce nu? Da, te-ai aruncat acolo sus? Da. Hai să vedem dacă... Bă, trage-mă mine, domnul Căvat, domnul trage-mă. Hai, cu elicopterul! Hai, grijă, pisică, să nu-ți cadă în cap elicopterul. Ia-l. Ia-l, a căzut. Mă, câtă ce este aici? Ok, îmi pun armură. Mamă, ce e aici? Ce fac aia jos? Un airstrike aici. Se uită toți în sus și așteaptă, se roagă la... Airstrike? Fuck, Meriwether. Pisică, dă jos elicopterul, că murim. Airstrike. Eu, aici a luat foc pe deoa. Dacă să repet tot. Vedeți? Polițiști sunt aici jos? Da. Am ajuns și eu acum sus. Am dat airstrike, să știți. Pregătiți-vă. Vine... What? Cum am fight target returning to base? Ai nebunit? Mihai, dă tu. Da, că încerc. Ce mă arăt la... Ce căcut am fight target returning to base? Meriwether. Cum n-ai găsit pe-aia? Dacă era... Bă, ce face la mă? E în evidență aici. A prăbut și ciudat. Dă-o jos aici, Mihai. Ia asta încerc, stai așa. Să mă urc. Că dau eu jos puterele. Unde? În stânga aici jos? Repede că vine Hydra, da, aruncă. Acolo. Bravo. În centru. Dă-i mă, trage. Bă, l-am auzit că a trecut și l-am văzut pe hartă, uite-o. Dar nu vrea. Dar de ce nu vrea? Ăștia polițiști, trebuie să-l arunci mai repede, mă, cred. Nu, cred că asta e problema. Dar cine trebuie să sun la Pegasus? Nu, la Meriwether. La Meriwether. Ai. Ca să mă uit eu, să nu urce ăștia la noi. Să aveți grijă să nu mă omoare ceva. Încerc, nu am rachetă. Airstrike. Da, dar l-arunci imediat, aruncă-l, deja l-ai, aruncă-l. Aruncă-l acolo jos. Gata. Acum trebuie să uite-l, îl vezi? Trebuie să te ia, mă, trebuie să tragă, nu? Așa ar trebui. Uite. Hai că a dat. Dar pisica da mai în dreapta, am dat mai în stânga. Hai de parcă ar conta chestia asta. O să te afla că s-a aici. Ha? Vedeți că s-a frânghie aici. Da-i văd. Uf, s-a pot pe frânghie. Ia mă. Au căzut în aer. Uite ce făcea drop că a tras cu minigun. Mamă, ce haos aici. Stele, ce stele astea mă încet toate. 5, 4, 5. Da? Și elicoptere care n-au coadă. Dale. Acum ea n-are stele, știi? Se uită acolo, gen. Explodează chestii. Hai. Hai repede, sus, după inamici. Și aveți că vine soatul la voi sus. Știu, încerc. Dar nu știu ce e jos. Elicopter, nu, da. Ok, hai că vin și eu acolo să văd. Prea multă poliție. Să nu pierde stelele, ca să mai rămână poliție, să văd și fie fără să am stele. Mama, uite copterele. Da, i-a dat un bucân. Le pic eu. Vai de mine ce e aici. Ce capul de vizual cu suspect, auzi. Aici. Dă-mi pati. Hai, uite sus. Mai consumați. Ia, hai. Ce? Îți place ce vezi acolo sus? Vine un elicopter suspect de mult spre noi. Asta a lovit de clădire, ok. Urcă după voi. Ia. Uite așa stau. Cearcă să se urce, fii atent, dar nu... Sunt sigură că SWAT-ul ăla e tare fericit că se uită în sus. Deci unul a...
s-a uitat la voi, a început să țipe că a făcut și s-a aruncat și a murit. Și eu măcar nu glumesc. Mihai a murit, rip. Am căzut din greșeală, am vrut să sar cu minigun în mână. La tine mulți, mulți. Ce, tragă ceva? Ce? A ridicat în față de mine. Da? Nu tace mine. Doamne. Mamă, câte poliție. Vreți să facem un ceva? Da. Un cursă? Am putea să facem o cursă. Pa, pa. Hai, mă. Multă poliție. Ce cursă facem noi astăzi? Pe aici, Rock Street, Standard. Vreau să văd ce curse mai avem noi pe aici. Cu mașini de poliție. Cu mașini de poliție ar fi și mic. Nu? Da. Și să ai targetul, gen, să te pune să faci slalom, să... Ai sine apoiite când faci. Să facă un script de ăsta interesant, știi. Mountain Drop sună interesant. Lol, n-am crezut. Te pregătiți de Mountain Drop? Da. Sună interesant. Dar nu sunt pregătit. Eu nu prea sunt pregătit. E point to point. Pisica. Deci o să fie... Uite-te nu. În să... dreapta asta, nu știu. Hai și că faci. Și pe unde fie a 34. Lol. Am intrat. Hai cu motociclete! I shall win. Așa mă uite lumea. Hai. Go. Hai să te văd. Dacă nu-mi trage tastatura într-o parte, ți-ar trage mouse-ul în stânga. Ar fi minunat dacă aș putea să conduc normal. Care ce mă putea să sunt eu? Mi-au ca să-mi doară pentru că... Alelalte nu știu. Deși aia la altă e mai rapid un pic. Haci cu drag, dar poți să cotești. Da. Da. Ați luat haci cu drag amândoi? Da. Da. Okay. Castăți, dacă te uiți la ea, e cea mai bună. Da, dar nu e prea bună la viraje. Da. Să mă țin după voi cu... Dacă... Woo! Oh, oh. Sări strâm! Stâncă, piatră, am căzut pe răs, lol. Nu pot să cred. Toată lumea a căzut bine și toată lumea a ratat rampa aia. Nici nu mă așteptam să fie rampa acolo. Aolo, ce e asta? Interesant, interesant, interesant. Știi? Mamă, mă simt ca... Face că voi nu puteți scotiți pe aici, pe când eu pot. Hai că am virat. Păi ia la top speed, n-am ce să fac. Au, nu avem foc. Ce de foc? Placă! Las foc. Mă, interesantă cursa până aici. Mi-a plăcut. E mișto, mișto. Virează sărăcie. Că nu virat. Haide. Hai că mă țin. Știi cum îi face capul? Mișcă-ți disco. Te-am văzut. E flip. E top de suicide, apare. Nu știu cum. Dar ce-i cum pe pereți? Știi, asta-i faza. M-am atât de multe, că sunt m-am ca pe pereți. Aoleu, ce săritură. Bă, normal nu trebuia să lasă să poți să mori cu motor cu cursă, dar... Așa știu și eu. Dar, mi se pare dureros cu un pic așa de la înălțime. Da, gen... Da. Ai suspensii, dar... La băieți o să fie un pic mai ciudat. Te referi la căzătura aia? Da, da. Mă gândesc și eu. Motocicleta asta e. Aoleu. Mamă, cum e virajul ăsta. Nu încă. Dar sunt la limite. Motorul ăsta. Da, e foarte... Da. Văd. E aici. Băi, bunicel Shotaro, dar trebuie să ai grijă că lovești rampele. Asta nu-mi place la Shotaro. Care faza? M-am urcat pe tunelul ăla în loc să mă duc. A? Te-ai urcat lumea. Pe el? Cum? M-am urcat pe perete pe sus, cu tavan. Lol. Da, am murit. Și eram foarte sus, se făcea. Și acolo m-am chinuit să-mi țin direcția foarte tare. S-a dus singură. Hai bă, Mihai, greșește, frate. Na? Nu greșește, mă, Mihai. I shall not fail. Adu-ți-mi. Bravo. La 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 la
Oh, bine, și tot. S-a văzut amuzant la mine pe video. Mă uitam în spate când ai făcut crash-ul, știi, Julian? Ai peste finish! La... Fuck, Max! Am sărit peste. Sărit peste, am zis să mă rotesc și eu. Așa. A, ai făcut șmecheria aia, ne... Da, aia, ai sărit peste. Eu sunt tot zburam în care, înțelegi? Adică... Deci dacă ai cu motocicleta în spate mai și mult. Te dai așa pe o parte, mm-hmm. poți să zbori la infinit cu ea, cred că. Deci așa, niciun, așa. Nu cred că mai merge, nu cred că mai merge. E greu de controlat, mi se pare că se face intenționat. Da. Ciudat. Comic. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade zilnice, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!